Nume: Grigore Raileanu. Vârsta: 31 de ani. Studii: Universitatea de Medicină din Iași și Universitatea Tehnică din Moldova. Funcția: fondatorul companiilor Remsys și Noxion. Experiență: 14 ani. Hobby: familia și călătoriile. Grigore Raileanu este un tânăr din Moldova care locuiește de câțiva ani în California. Grigore este fondatorul a două companii IT care au oficii în mai multe țări ale lumii. De mic vreau să fiu medic, pentru asta și-am mers la facultate de medicină în Iași, România. Paralel, adică odată ce făceam medicină, studiam, lucram într-o companie de hosting IT. Respectiv m-a frapat foarte mult sistemul de operare Linux și datorită, avem așa o pasiune pentru Linux și datorită acestei pasiuni am început să primesc diferite oferte. Am avut un singur job în viața mea, a fost jobul ăsta la Carpathia Hosting, o companie americană. Eu eram un student sărac la medicină, aveam o bursă de $50 și când am primit jobul ăsta, practic un salariu de $1000, care în 2003-2004 era foarte mare. Până la urmă, pasiunea asta mea a crescut într-o companie, Remsys, care recent am plinit 10 ani de activitate. Am luat câțiva ingineri foarte buni din Remsys și de acest nucleu am construit produsul Noxion, care este un produs inovator pentru folosit la moment de către peste 50 de companii rețele în lume. Acum compania are probabil peste 70 de angajați. Da? Avem oficiu din Moldova, avem foarte multă lume. Avem un oficiu în Londra, un oficiu în California, Statele Unite. Și acum recent a fost deschis un oficiu în Singapore, în Asia. Grigore a studiat și în cadrul Universității Tehnice din Moldova. Tânărul consideră că studiile sunt importante pentru o carieră de succes în domeniul IT. Facultatea are un rol foarte important în a-ți pune fundamentul. Adică fără acest fundament nu prea poți să acumulezi cunoștințe, noi tehnologii, noi framework-uri, etc. Pentru că, practic, facultatea îți pune baza, îți pune fundamentul, începând cu matematica și... Dacă ești student, te întrebi, ai tu nevoie oare să înveți toate prostiile astea, matematică, superioară, vei avea oare nevoie de ea pe viitor? Cu siguranță că da. Ca și mulți tineri din Moldova, Grigore s-a confruntat cu o serie de obstacole. Este foarte costisitor să participi la tot felul de conferințe, evenimente, să faci marketing, să... Practic, am reușit cu foarte puțin bani, pentru că am avut niște băieți foarte talentați în echipă, care m-au ajutat să scoatem produsul pe piață cu un buget practic infim, că în urmă am ajuns, mi-am vândut mașina ca să putem să mergem la niște conferințe și am reușit să vindem produsul nostru în o companie foarte mari. Câteodată mă minunez cum am reușit noi să facem asta, fiind o companie tânără din Europa de Est. Mă străduiesc să petrec timpul liber cu familia, am o fiică de 4 ani. Călătoresc foarte mult, merg să vizitez clienți în diferite părți ale lumii. Făcând ceea ce faci, făcând asta cu pasiune, găsind sau satisfăcându-ți clienții sau oamenii care folosesc serviciul sau produsul tău, practic, indiscutabil că ajungi la un moment dat să fii și remunerat corespunzător. Tot ce am făcut eu până acum, adică mă mândresc, chiar dacă am avut și eșecuri, asta reprezintă, asta este experiența pe care o acumulez pe parcurs și care practic îți permite ca ulterior să ajungi la succes.